salutare, gașcă! Eu sunt... Zi! Eu sunt Bibi. Iar... Cristian Antonio Pican. Iar astăzi... Nu, ăsta nu e intro-ul meu! Hei, salutare, gașcă! Eu sunt Bibi. Voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog alături de mine este... ce mi-a sărit vocea? Este picantul cel mai picant dintre picanți. Babyshorul cel mai babyshor pentru mine. Dragul meu iubit, dragul minunat. Iubit, te-a provocat la... A insistat! A insistat! Să fac și eu challenge-ul pe care el îl tot face pe canalul meu de YouTube, în care eu îi dau cu chestii în cap. Iar astăzi, iubita mea, se va uita la, la băieți sexy de pe TikTok. Iar un clip pe care l-am ales chiar eu, deci eu o fac rău singur. Să știți, el a insistat să fac ideea asta și pe canalul meu de YouTube. A zis, hai să vezi și tu cum e. Și mintea mea era, pentru mine nu o să fie așa aiurea, pentru tine să nu fie aiurea, pentru că e un mic gelos aici. Eu nu sunt gelos. Pe care îl super iubesc, măi. Eu nu sunt gelos. Gelosul da, meu. Hai să vedem cum stă treaba astăzi. Ți-am pregătit un clipuleț foarte, foarte interesant cu băieți. Faia, faia. Care nu au tricou pe ei, care a, dau chiar, cu la apă. Mine cum se pune, că tu la fete poți să te uiți. Asta vreau să-ți explic și în față acum. Și în spate. Ești nerăbdătoare, văd. Ești nerăbdătoare, ești nerăbdătoare, nu e ok. Deja e gelos, nu pot să cred. O să-ți dau un clip în care o să-ți arăt băieții din ăștia dezgoliți. Ok. Cu pătrățele, cu mușchi, cu de-asta la vedere. Iar în caz că tu te vei uita la ei, vei primi mare frișcă în cap. Așa cum am primit și eu. Bine. Și acum te vei întreba, dar iubirea mea, dar eu la ce să mă uit? Că tu te uitai la sânii, la fundul fetelor, dar eu la ce mă uit? Ei, se pune așa, dacă te uiți la pătrățele, față, mâini, picioare, corp. Nu, față poți să te uiți, că na, e normal. Dar dacă te uiți la pătrățelele băieților, la mușchii băieților, aici incluzând pieptul, da, pieptul, și la braț o să mai trec așa cu vederea, acolo o să fie așa, cât de cât. Și vezi că, din câte știi tu, doar fetele fac twerk, însă am găsit niște băieței care fac care și fac twerk. Twerk? Da, care fac și ei twerk și se mișcă așa, bine așa, așa că dacă o să cobor nivelul ochilor mai jos de aici, o să-ți primești frișcă în față! Să vezi și tu ce satisfying era pentru mine. Dar eu voi încerca aici în spate din răsputeri să dau așa din piept, să mă încordez ca să te uiți la mine, să nu te uiți la ei. Ăsta este testul suprem. Hai să-ți arăt și eu clipul, că tu nu l-ai văzut până acum. Nu, trebuie să-l văd acum. Înainte să începem, aș ruga să rupeți butonașul de like. Și mă bucur foarte mult că facem challenge-ul ăsta și pe canalul meu. Da, o să vezi și tu ce satisfying e. Așa că nu eu ar trebui să vă rog să apăsați pe butonașul de like, ci baby. Așa că bibișori și picanți, pentru acest clip, dacă vreți și partea a doua la iubita pe canal, v-aș ruga să strângem 40.000 de like-uri, 40.000 de like-uri, să vedem dacă strângem 40.000 de like-uri. Chiar sunt foarte curios și cred că e bine că oricum voiam să-mi fac baie pe cap. De asta mi-am și prins coc, eu de obicei nu apar în vloguri cu părul prins așa. Dacă vă place noul meu look, apăsați acolo pe butonul de like și scrieți-mi în comentarii. O să-ți umplu tot părul ăsta al tău cu frișcă. O să-ți dau și pe aici pe față, mamă, o să te... umplu de frișcă, am două tuburi. Mamă, mai am și gloss. Două tuburi am. O să se simte. Două tuburi am, o să rămânem fără niciunul după clipul ăsta, presimt eu. Ca să înțelegeți, baby, stă un pic mai încolo, că programul ia fața lui, sau bine? E cu fața ta. Serios, chiar și eu stau bine foarte departe de cum ar trebui să stai. 3, 2, 1. Eu abia acum scoși dieta de ce fac. Ia zi, vira mea, ce părere ai de pe asta? Ce părere am? Am clipit. Ai clipit, a? E sigură că ai clipit? Eu nu prea cred că ai clipit. Da, dar ce filmule ți-a ales? E foarte normal. O să vezi, da, dar începem ușor, ia uite-l pe ăsta. Nu. Ia! Să vă el! Nu, că e cringe, urât, nu! Ce uite, e birea mea, ia! Nu, uita la fața mea, dar mi se pare un picuț cringe fiind îmbrăcat așa să facă toară. Ce stă, mamă, uite ce cringe. Ia. Să seamănă cu actorul ăla principal din serialul pe care am început. Mamă, iubirea mea, ce pătrățele formate are. Aoleu! Ai clipit, a? Da, am clipit, îmi lacrimează ochii, că sunt foarte concentrată. Stai, să dăm înapoi, să dăm înapoi, ca să te uiți și tu cum trebuie. Ia să vezi dacă mă înțelegi. Vezi, acum mă înțelegi că n-am vrea din prima, tu mă înțelegi? Nu se pune, dar măcar lasă-mă să mă uit un pic. Foarte pune. Ia uite, ce faci, te uite de față cu mine. Ia uite-mă! Nu se pune, frate, păi mă uitam la fața celui de dinainte și a apărut ăsta, BOM, cu pătrățelele lui! Ce înseamnă asta? Stai, 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 st
Stai, iubirea! A aruncat, ai dat? Stai, că a curs pe lângă. Ai dat, a fost fail, asta e. Ți-am și încălzit un mână. Asta e, nu, ai dat, gata, a fost fail. Știi că și la mine făceai la fel. Ai reușit să-mi dai așa un pic aici. Nu-i corect! All the rim all around cu Brad Pitt. Vezi că se pune și acum dacă te uiți, nu? Trec cu privirea asta. Aaaa, ce celulos ești tu! Opa! Stai cu fața sus, stai cu fața sus. Aia, dar nu trebuie să te uiți la monitor. Opa, uite cu gata asta, cam frumusit. Are și efect de la... Da, are și efect de la de bronzat așa, uite-l, mamă, iubirea mea. Ce faci, iubirea mea? Te uiți la becurile lui din casă? Da. Opa, ce faci, iubirea mea? Clipești? Clipesc. Vezi că clipești cam des. Op, nu m-am uitat. Ia uite ce tu ar face băiatul ăsta pentru tine, iubirea mea, pentru tine, uite-l. Nu, mersi. Uite ce mișcări face. Uite-l, uite-l ce dă de mburic al naibii. Da, dă mburic. N-ai văzut? Nu m-am uitat, am clipit și am avut ochii închiși și mi-a urcat sus. Și acum ce faci? Mă uit la părul lui, că părul lui seamănă cu părul lui Leonardo DiCaprio când era tinere. Frate, de ce fac toți twerk? Nu mi se pare ok. Ce mobilă frumoasă ai. Are, a, ce-ai făcut? A clipit, se vede, știi că eu clipesc des. Clipești cam des în clipul ăsta, iubirea mea, nu știu cum să zic. Ce copaci frumos. Da, ia mai uite-te și la băieți, iubirea mea, numai la copaci. Vrei să mă uit la băieți? Da, vrei să mă uit? Ia uite-l pe ăsta, băi, frate, se mișcă mai bine decât multe fete, să mor eu. Mobila ta nu prea-mi place, ai o cameră simpluță. Dar nu știu ce-mi fac impresia că te uiți la ei, dar nu... Vezi? Asta cred și eu. Te uiți la slăbănogul ăsta în loc să te uiți la brațele astea, uite-l. Părea bronzat! Mamă, ce față are! Mamă, iubirea mea, schimbă de pe gârlă să mor eu! Mamă, cât a gelos mă aici! Mamă, iubire, ai dat cu frișca aici? Nu știu cum. Cred că a rămas data trecută. S-a făcut de brațul ăsta sincer? Sincer, nu, e frumos? Nu. Are brațul mai mare decât al meu? Nu știu, că nu m-am uitat bine. Are brațul mai mare decât al meu, zic? Nu. Mamă, zici că ești unicorn? Să moară Jaxara, bă! Nu mă mai joc. Mamă! Frate, dar fix pe ochi, pe ochi, ale s-a dat. Așa ca un gelos. Zici că sunt, zici că mă duc să all arrest, all around. Zici că ești partenera de olarita lui Brad Pitt. Zici că am de la, ca la supereroi, ochelari de aia. Frate, uite, eu mă uit aici și nu-mi ia. Ce uite că te-a luat? Opa, așa. Ia uite, are și femeia în spate. Cred că el a învățat după femeie, păi gajică să se facă. Doar, ce faci, ce faci? Nu, clipesc, uite, am închis ochii. Opa. Frate, nici nu m-am uitat la fața mea, e de bun și... Iubirea mea, ce faci? Vezi cu ochii aia, ce faci? Vezi cu ochii aia ce faci? Ochii aia... Am clipit, iubirea mea. Bă, frate, uite-mă la tavanul ăla portocaliu, era să zic, hai că sunt și datoristă. Frate, de ce nu-mi ia ochii? La asta nici nu era ce te uiți, ești din bună capă, la asta chiar nu... Ia, ia, uite-l. Vedeam acolo mai multe pătrățele și v-ați sigur dacă sunt 6 sau... 3 cards of Polis in my protocol. Și pregătit, iubirea mea. La rim, la round. Nu zic că mai rămas un pic. Mi-a dat pe pantalonii mei preferați. Frate, is karma is a... Nu pot să cred. Uite-te cum îmi stă chestia asta. Am crezut că zici, uite cum îmi stă chelia. Eu sunt Brad Pitt și m-am băgat de all the rim. Pentru că m-am despărțit de... De soția mea, Angelina Jolie. Ia. Opa, vezi unde te uiți, că nu știu cum îți apare niște pătrățele așa în față. O, ce casă șmecheră are asta, că ți pare mai multe becuri decât pătrățele. E, câte pătrățele ai vrea să ai? 8. Cred că iar te ia pe tine. A, nu. Nu mă, nu mă lua pe mine. Nu m-am uitat. Ia uite-l pe băiatul ăsta, e bronzat. Nu mă uit. E făcut la cuptor. Clipesc. Ia clipește tu. Ia uite, aleo, ce, mamă, clipesc. Ia uite-l pe ăsta, e tatuat. Îți plac tatuajele, iubire? Da, mi-mi plac tatuajele, dar nu... A nebunit băiatul, uite-l cum face.
Uite, dă și cu pumnul în pământ. Mă uit la tavan și mă cu sagită ce fac acolo cu mâzgălituri pe el. Mâzgălituri, mi-a zis că te-ai un pic la pietruie, dar am trecut cu privirea. Băi, fratele meu, băi, ia uite, mă, ceva. Când m-am uitat, am început să țin și el și eu și... Băi, uite-te, băi, așa ceva, da. Nu se poate, nu se poate, mă, iubirea mea, Doamne miluiește-ne pe noi. Și puțin în față. Mie nu-mi plăcea cum arta băiatul ăla. De ce? Nu-mi plăcea, el zicea că e umflat cu... Aici avea două pătrățele mici rău de tot, după alea avea mai mari, după mai mici și era așa, nu știu, zice că e cei care burtă de broască. Da? Serios. Nici mie nu-mi plăcea. Deci arătau, deci scrieți-o în comentarii, dar nu arătau mult mai bine azi, băie, serios, zic. Păi n-am putut să mă uit, am, ce mi-a sărit așa, mai, la ăla, mai s-a aici. Filmat mai de aproape și mi-a sărit în ochi și de asta. Al altfel... Apar ochii. Ce tablou. Ce tablou. Și ce fotolii, ce fotolii nebune, ce păr. Îți place părul, înseamnă un pic cu al meu așa. Da, chiar părul l-am văzut, chiar seamănă pe al tău. Ia uite-l pe băiatul ăsta. Oh, direct în plin plan. Așa ceva, în prim plan, frate, te-ai dat la tot. Și la piept, și la pătrățele, și la buricul lui, te-ai uitat la... și la buricul lui. Așa buricuri n-am văzut în viața vieților mele. E burica lui Brad Pitt care s-a apucat la orice. Au, mai făcut de frișcă. Buricul lui Brad Pitt care s-a operat de olărit. My goodness. Ce satisfying e să mă arăt de-a. Acum vezi? Mamă, știi, mi-e milă de tine acum, că acum văd și eu cum e. Da. Hai. Da? De mine. Și cât de chinuit am fost că la mine, mie chiar mi-a apărut direct în față. Acum ai văzut și tu cum e. Că te vezi mai tu pe... Ai grijă, că văd că ai ochii pe lângă, concentrează-te. Că dacă ai zis... Eu dacă... Nu, am chibit, am chibit. Dar ce ai făcut așa? Chiar nu, chiar nu. Cel mai scârbos lucru, mi se pare că un bărbat să aibă păr la supra. Frate, nu mi-a... Nu, uite, eu mă uit, uite-te la ochii mei un pic, uite-te un pic. Da, am văzut că nu te-ai uitat. Mai așează-te un pic. Ce-i asta? Nu știu, frate, dar asta are... Dacă vine Nicu al meu pe lângă ăsta, îl mănâncă, ești bun? Hai, zi, Nicule! Da, nu știu, nu pot să-l văd pe ăla. De unde-l păsta, bă? Are păr la supăratul! Ia, dacă zici tu... Mamă, frate, bă! Mamă, are și-o bolană la supărat. Mamă, frate, i-am văzut și coada. Aolo, stoi! Ia, chiar mă suport de la sub braț. Plecați aici, puteți să vin 50. Au, stai că mi-am dat pe... Ia, cât de scârbos. Deși crezi așa face, mi se face rău, nu e, deci urăsc, mi se pare cel mai oribil. Te bai acum și la otă, vedințe-te cum dau eu. Cel mai oribil lucru, mi se pare că un bărbat să aibă păr la sub braț. Mi se pare dezgustător. Asta și lucrează, uite, corp frumos, frate. Uite, asta e corp, nu cum avea la pătrățelele alea. Bă, alea, zici că erau pătrățele de la Cernobâl, mă jur. Asta ce? Ia. Ia uite-l. Nu. Hop, te uita. Ia uite-l, mum, ce se încordează nebunul. Aolo, nici nu vreau să mă uit. Ia uite, așa. Ăștia sunt pe de alea? Ce simpatică ai fost, n-ai întrebat. Ia uite-l pe ăsta, vine banane în piață. Vezi că dacă mai tricou, bă, rupe pe toate. Ia. Și ce sex era asta? Că vin de banane. Te-a zis fata, te fac o banană? Ia uite pe ăștia. Ți-o doi? Dacă și ăștia au păr la sub braț. Ia. Hai băieți, sub brațul la control. Uite bă, ho, bă, periculoși. Mamă, ăsta are și păr pe piept. Aoleu. Iuleu, are, dar n-are păr pe piept, că păr pe piept n-am, mai așa, dar păr pe pătrățele, bă, 37 de ani și ăla, 39 de ani. Arată mai bine ăla, dar 37. Oh! Nu m-am uitat! Nu m-am uitat, am clipit, baby, am clipit! N-ai clipit! Ba da! Zici că eram un cățel de la, știi? Mamă, ce spate are, bă, ce frumos el e, ia uite-l.
Uite-te, iubirea mea. Gata! A terminat, s-a terminat, gata. Gata, doar atât! Am trecut cu brio? Doar atât, frate! Am trecut cu brio? Îți dau 8 dacă-mi dai 5. Nu, dă-mi dai... Deci accept 6 dacă... Uite, hai, recunosc că m-am uitat, dar îmi dai un 9, frate, chiar am fost finuță. Bine, hai. Îmi dai un 9 și dau și un 5. Îți dau un 9. Bine, și tu primești un 4. Treci, nu? Treci. Frate, nu treci cu 4! Nu știu. Treci cu 5! Bine, 5. Yeeey! Forță mondială pe 5. Da, ești fericit cu 5. Ce? Da, măcar ai trecut, zice, mă. Da? Nu vrei să fii... Astea sunt niște clipuri pe care le facem noi pentru divertisment, ce naiba. Că dacă ar fi așa, eu nu mă uit nici la personaje de jocuri. Nu, chiar avem mare încredere unul în altul și... Dar nu neapărat că e dăbuitat. Pur și simplu de divertisment, da, să ne amuzăm și să ne distrăm. Da, noi avem încredere unul în celălalt și asta e de Caterin, că de... Na. De vlog. Guys, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați eu am început, eu îl termin. Nu uitați să intrați pe primul link din descriere și să ascultați cea mai nouă piesă a noastră, Bam Digi, să rupeți și acolo butonașul de like. Intrați pe canalul lui Baby, abonați-vă acolo cu tot, cu clompoțel. Clompoțelul e cel mai important, da, subscribe acolo, guys. Și nu uitați, abonați-vă și pe canalul iubitei, cât și pe canalul meu, să vă luați opțiunea de membru! Vă așteptăm în familia noastră mare de aici, de pe YouTube. Și vă mulțumim pentru întreaga susținere. Avem cele mai minunate comunități. Vă super iubim! Mua! Pa! Nu! Chestia mea! V-am pupat tare, 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 tare și ne vedem data viitoare!